Trei lucruri vreau să evidențiez. Unu, sunteți obligat de regulamentul ședințelor comune să supuneți la vot propunerea formulată de domnul deputat Emanuel Ungureanu. Asta nu e o chestiune, doriți dumneavoastră sau nu doriți să supuneți la vot. Dacă nu supuneți la vot, încălcați regulamentul. Doi, nu cred că Parlamentul poate să stea cu mâinile în sân la vederea acelor tratamente abominabile împotriva unor cetățeni români lipsiți de apărare în niște cămine care seamănă mai mult cu Auschwitz decât cu centre de protecție a persoanelor cu dizabilități. Dacă închideți ochii, și deja văd că domnul Ciolacu a închis ochii, pentru că în loc să-i trimită la plimbare pe Budăi și pe Firea, care sunt direct implicați, a preferat să țină o polologie în care practic nimeni nu-i vinovat și o să se întâmple ce o să se întâmple. Trei, cu un război la graniță, directorul SRI își dă demisia, iar Parlamentul este convocat numai să adopte hotărârea de vacantare a funcției de director al SRI. Eu cred că președintele Iohannis este în continuare în vacanță și îl doare la bască de provocările la care trebuie să facă față România în această perioadă. Pentru că rolul Parlamentului ar fi fost acela de a vota un alt director SRI, nu de a lăsa instituția condusă de un interimar, ofițer, și de a pierde complet orice fel de control civil, care și așa se exercită cu sfert de măsură asupra unui serviciu de informații, care de când a început războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, nu a fost în stare să trimită în judecată nici măcar un spion rus, nu a fost în stare să destructureze nicio rețea de spionaj rusească, deși la noi spionii sunt aproape pe față. Ca atare, eu cred că Parlamentul, în situația în care se găsește, ar trebui să-i solicite în mod imperativ președintelui să-și exercite atribuțiile de președinte și să nu lase conducerea Serviciului Român de Informații fără un director civil care să poată să asigure o conducere mai bună decât conducerea care a fost asigurată până acum. Da, altfel, ne-am adunat așa, că să ne facem că suntem în sesiune extraordinară. În ceea ce ne privește pe noi, vom încerca convocarea, cel puțin a Comisiei de Drepturile Omului, unde am fost exilați, dar și altor comisii. De asemenea, orice idee de a derula o anchetă care să arate adevărul pe lângă ancheta penală este binevenită.